ceva mai bine în muzică, nu același lucru e valabil pentru viața personală a lui Jason Derulo, Want to Want Me. Cătălin, bine ai venit! Salutare, bine te-am găsit! Ce mai faci, Camelia? E așa bine la tine, așa de cald, așa de frumos. Muzică excelentă, îmi place! Am ceva pentru tine după. Ai ceva pentru mine? Da, da. După ce terminăm rațiunea zilei, desigur. Da. Am venit să vă spun că... Ai venit să ne spui ceva de bine sau... Da, ne bagă cu forța în Schengen. Wow! Deci, n-avem ce să facem. Hai să vedem datele și faptele. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. E, prieteni, trebuie să aflați, Comisia Europeană a făcut un raport elogios privind aderarea României la Schengen. A zis că România și Bulgaria au progresat spectaculos și a transmis Consiliului European, adică adunarea șefilor de state, să facă tot ce e posibil ca să intre România și Bulgaria în Schengen. Bravo. Și Olanda? Și Olanda are o inspecție chiar zilele astea în România. Știi că Parlamentul olandez are... Experți independenți sau ceva, nu? Da, au trimis niște experți independenți să verifice situația pe teren. Pentru că olandezilor le este teamă că îmbunătățirile de la granițele României, adică funcționarea vămilor și a poliției de frontieră și toate mijloacele care sunt puse la dispoziția împotriva contrabandei, gura păcătosului și traficului de persoane, Olandei este frică că toate astea nu funcționează. Așa că chiar azi au o echipă de experți care vine și analizează și, sigur, pe hârtie s-ar putea să ieșim bine. Știți că Olanda avea așa o abținere în minte ca să nu se mai opună la chestiunea asta. Votul e cu votul ministrilor de justiție și de interne, e cu unanimitate. Dar dacă vine cineva și zice ne abținem, atunci merge, da. Și atunci nu la revedere, nu, merge bine în favoarea noastră. Și atunci bun venit în Schengen. Da, e teoria asta că Olanda voia să se abțină. Mă rog, între timp s-a mai adăugat și Suedia aici cu niște probleme. Și Comisia Europeană zice astăzi, băi, fraților, gata, e bine. Și vedeți la întâlnirea Ajai din decembrie să le dați voie oamenilor răstura să intre în Schengen. Ok. Acum, astea sunt veștile bune. Veștile proaste vi le mai aduc aminte din când în când, pentru că știți că în continuare România e un mare furnizor de trafic de persoane, probabil cel mai mare din Europa de Est, și asta e greu de controlat aici. Știți de asemenea că sunt făcute legi în justiție care nu ajută deloc la combaterea acestui fenomen. Țineți minte ce a zis procurorul Horodiceanu, am vorbit aici la România în direct și v-am explicat că ultimele modificări alea venite de la Curtea Constituțională, practic abrogarea aceea prin schimbarea unui articol de cod penal, va duce la o luptă și mai grea împotriva unor rețele infracționale, că mulți infractori vor fi eliberați și că alții nu vor mai ajunge la judecată. Și știți foarte bine că vămile noastre sau granițele noastre sunt găurite de traficul de țigări din Ucraina și din Moldova. Așa. Și dacă nu se face cu camioanele și cu tirurile, se face cu deltaplane, cu avioane, nu uitați, avioane mici care intră în România, că nu merg scanerele pe care statul român le-a cumpărat, 15 scanere din care cred că merg doar două. Am impresia că nici alea din Portul Constanța în momentul ăsta nu mai merg. Și dacă vreți să adăugați ceva despre buna funcționare a serviciilor de ordine și pază din România, azi când vă vorbesc la baza militară de la Mihail Cogălnicianu, 8 militari români au fost reținuți de către procurori pentru furt de benzină și combustibil din baza militară. 8 și 29 sunt suspectați, dacă vă puteți închipui așa ceva. Ce rușine! Înainte când s-a făcut chestia asta, a fost personal civil care făcea asta. Acum e vorba chiar de militari. Și asta în condiții de război și în condiții în care aliații sunt acolo și au venit ca să te apere și pe tine. Încă o dată, rușinos din atât de multe puncte de vedere. De asta spun că în astfel de condiții, când nu te potolești cu furatul ăsta, pare că e în sânge, ăștia te împing în Schengen, că au nevoie de tine aici să meargă mai repede camioanele alea cu grâne din Ucraina, să meargă mai repede armamentul către Ucraina, au nevoie de o zonă de securitate aici și
un fel de noroc de ăsta istoric, îi bagă și pe oamenii cinstiți, cei mai mulți din România, aș pe aia necinstiți îi bagă acum în Schengen, să meargă treaba brici. Întrebarea pe care ar trebui noi să ne punem unii față de alții e, merităm? Adică să răspundem sincer în oglindă. Da. A fost un experiment făcut de un tip, a filmat mașini, aceleași mașini, aceiași șoferi, până la intrarea în Vama Nădlac și după intrarea în Vama Nădlac. Până la Nădlac era o localitate cu o restricție de viteză, practic nu trebuia să... Toată lumea a respectat 30 de km pe oră, aceiași șoferi, intrarea în România. Primul lucru, claxon, al doilea lucru, deschis geamul mașinii, aruncat peturi, al treilea, depășire linie continuă. Aceiași șoferi. Da, aia că aici e țara noastră, e lada noastră nu de înțeleg gunoi. Cum, da, această mare scrumieră. Știi că e o glumă amară care zice frumoasă țară, păcat, păcat că e locuită. Că, da, locuită, da. Le-ai dat de toate, dar să vezi ce popor le-ai dat. Asta e, oameni buni. Acum să mă întrebați dacă se va întâmpla sau nu, îmi doresc din tot sufletul să se întâmple pentru toți oamenii buni și muncitori. Dar cred că e o chestiune conjuncturală și se va întâmpla. Da. Da, e foarte posibil să ai dreptate. Nu știu cum eu îmi convinge și pe olandezi, pe suedezi. A găsim noi o... Și dacă noi convingem, le ducem ceva. Cătălin, îți mulțumim. Dacă nu ați reușit să ascultați rațiunea zilei de la început, va fi disponibilă în scurt timp pe site-ul nostru europafm.ro, dar și pe contul oficial de Facebook Radio Europa FM la secțiunea live. Și ți-am promis o piesă, Bruce Springsteen. Do I love you? Indeed. Ai tu. Radioul cu cea mai bună muzică de ieri și de azi. I love this. Europa FM.